Cel puțin neinspirată amplasarea unei statui a baronului von Burkenthal în piața mare a Sibiului. Las de o parte considerațiile de ordin estetic. Oricine poate constata că lucrarea se înscrie într-o lungă serie de eșecuri, chiar că monumentale, ale artei monumentale românești. O pleașcă imensă de bronz, un șrec microcefal, trântit fără noimă la nivelul și în drumul trecătorilor, dar înaltă ca încât una din casele sfeterisite de Claus Iohannis. Statuia se vădește a fi nu doar un pum pum în ochiul trecătorilor, dar și o palmă pe sufletul urmașilor români și unguri, ai iobagilor înlănțuiți pe moșiile sașilor, adică sclavi din exploatarea cărora se ținea Bruchenthal baron. Evident, inaugurarea caricaturii din bronz i-a aparținut unui Alsas, lui Claus Iohannis, șef peste Palatul Cotroceni, pus acolo de Angela Merkel, STS și o parte din românii de pe Facebook. Citez din cuvântarea lui la dezvelirea statuii. A amplasarea aici a unei statui în memoria lui Bruckenthal este un omagiu adus prețioasei sale moștenii, o confirmare a convingerii sale că la temelia bunei guvernanțe stau educația și cultura, forțe care dau posibilitatea participării responsabile a cetățenilor la construirea propriului viitor. Am citat din cuvântul lui, adică dintr-o frecție în limbaj de lemn, fără nici cea mai vagă legătură cu realitatea istorică. V-ați prins, ideea era că Brucantal a fost un fel de precursor al său, iar programul ăla lui România Educată este o continuare a ideii sasului turnat astăzi în bronz. Nu multe zile mai târziu, un sibian a atârnat de gâtul statuii o pungă plină cu vopsele de diferite culori, care s-au scurs pe pieptul și poalele baronului sas și l-au pictat în culorile magazinelor lider. Scandal! Deontologii au sărit din cazări, cu acuzații de xenofobie și ultranaționalism pe fondurile agravante de iz iz izolaționism și antieuropenism. De aici să vină miliția. Miliția a venit. L-a prins pe autorul înveselirii cromatice a mormanului de metal din Piața Mare și l-a amendat, amendat cu câteva sute de lei. L-a amendat cu câteva sute de lei pentru că a vopsit în culori vesele statuia unui proprietar de sclavi iar acum intră în logica celor care dărâmă prin SUA statuile părinților fondatori. Poate ar fi cazul ca o directivă europeană sau un ordin secret dat de departamentul de stat al SUA și trimis autorităților de la noi prin intermediul antenei CIA la București să stabilească clar limitele condamnării robiei în funcție de culoarea epidermei sclavilor pentru ca românii să știe exact când sunt niște primitivi care nu apreciază valorile cultural-morale ale neomarxismului progresist și când nu.